Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Mariana Săbenicom și mă bucur să vă revăd. Stagiunea 2024-2025 a Operei Brașov s-a deschis weekendul trecut cu două reprezentații ale spectacolului Carmen de Bizet, ambele cu casa închisă. Opera Brașov a ieșit în ultimii ani din sala de spectacole în piața publică, direct printre spectatori. S-a creat deja o frumoasă tradiție ale cărei rezultate se văd. Directorul artistic al Operei Brașov, Mihai Irimia, este astăzi invitatul meu. Mulțumesc, domnule Irimia, pentru prezență. Salut, Mona, vă mulțumesc pentru invitație dumneavoastră. Felicitări! Două zile la rând, casa închisă, e ceva, nu? Vă mulțumesc. Trebuie să vă spun că nu este un lucru inedit, este un lucru care ne-am obișnuit și nu o spun spre laudă. De aproape 2 ani și jumătate, absolut toate spectacolele instituției noastre se desfășoară cu casa închisă. Așa că trebuie să recunosc că e adevărat, în fiecare început de stagiune există o emoție din acest punct de vedere, dar și acest lucru, și în acest an s-a concretizat. Absolut toate evenimentele lunii septembrie se desfășoară cu casa închisă. Extraordinar, dar nu mereu a fost așa, nu? Da, nu a fost așa, dar nu de repede, în ultimii 2 ani și jumătate se întâmplă așa ceva. Sunt mult mai mulți factori. În primul rând, eu cred că este vorba de apetitul publicului pentru frumos și cred că noi am făcut în asemenea mod încât să venim cu spectacolele potrivite în întâmpinarea lui. Și s-a creat această emulație și această colaborare perfectă între public și opera din Brașov. A ajutat oare și faptul că ați ieșit din sediul operei în piața publică de mai multe ori? Absolut, sunt convins și am să vă dau un exemplu. Cred că acum 2 ani s-a întâmplat, după unul din spectacolele pe care le-am avut în Piața Sfântul Ioan, duminică, luni dimineața se puneau bilete în vânzare și am venit în cadrul instituției, unde am întâlnit mai multe persoane care mi-au spus: v-am văzut aseară pentru prima dată în piață și am vrut și ne dorim să vă vedem și în sală. Deci este foarte clar că aceste spectacole au avut impactul scontat asupra publicului. Sâmbătă și duminică s-a deschis stagiunea 2024-2025. Ce se va întâmpla în această stagiune, domnule Irimia? Foarte, foarte multe lucruri se vor întâmpla în această stagiune. Așa cum am obișnuit publicul, vom avea spectacole multe și de calitate. O să avem în continuare anul acesta festivalul de operă, operetă și balet, tradiționalul nostru festival. Deja suntem la 21-a ediție. Vor fi minunate spectacole de Crăciun și absolut toate celelalte spectacole pe care le vom avea. Vom avea premieră anul acesta, vom avea gala de deschidere a festivalului, vom avea invitații în cadrul festivalului nostru. Sunt foarte, foarte multe evenimente pe care le pregătim publicului, despre care chiar în primele două serii am vorbit, dar am sugerat doar anumite lucruri. Sunt surprizele, evident, pentru public să vină să fie devolate în sală. Bun, dar ce premieră ne puteți spune? Vă pot spune despre premieră, pentru că anul acesta este un aniversar Puccini. Noi, alături de mai multe instituții de cultură de gen din țară, am hotărât să facem premiere legate de marele compozitor. Și ca atare, anul acesta festivalul nostru se va încheia, va debuta de altfel cu o gală Puccini și se va încheia cu premiera la rondine a marelui compozitor. Foarte frumos. Din spectacolul de Crăciun ne puteți divulga ceva sau totul e surpriză? O să vă divulg doar un singur lucru. Sunt 3 spectacole, pentru că, din punctul nostru de vedere, și acestea sunt puține, având în vedere dorința foarte mare a publicului nostru pentru spectacole. Dar eu vă spun că am definitivat și lista invitațiilor, dar nu o să vreau să devalez în acest moment invitații noștri pe care o să-i avem. Țin să vă spun că o parte din ei vor fi prima dată
pe scena operei brașovene, așa cum se va întâmpla și în cadrul festivalului nostru. Așa, în ultimii ani am obișnuit publicul și cu invitând instituții întregi care vor participa. Anul acesta va veni pentru prima dată pe scena operei din Brașov Teatrul Nae Leonard din Galați și baletul operei din Timișoara. Vor fi anul acesta pe scena operei noastre. Am să vă mai spun și faptul că pe 1 și pe 2 iunie anul acesta am avut o altă premieră, Sunetul Muzicii, o premieră de un succes răsunător, dar, așa cum am mai spus și aseară, poate a fost prima dată de când sunt în această postură, când felicitările au fost aproape în aceeași măsură și cu reproșurile, pentru că oamenii au fost foarte, foarte dezamăgiți de faptul că au fost doar două reprezentații de Sunetul Muzicii. Ca atare, în cadrul festivalului nostru anul acesta, am hotărât să mai punem încă două reprezentații de Sunetul Muzicii pentru a încerca să satisfacem măcar în parte doleanțele publicului nostru, tot legat de spectacole, tot de dorința și afluența cu care publicul vine alături de noi. Am prima oară, cred că în istoria noastră, o să avem în luna decembrie numai puțin de 9 spectacole. Este un record absolut pentru instituția noastră. Într-o lună să avem un număr atât de mare, având în vedere că e foarte complicat din punct de vedere organizatoric, suntem destul de puțini. Țin să vă spun că, de exemplu, din punct de vedere tehnic, sunt doar 9 oameni care se ocupă de toate aceste spectacole. De montat, de demontat decoruri și de multe, multe, multe alte lucruri pe care trebuie să se facă la fiecare repetiție. Și suntem subdimensionați și de aceea spun că 9 spectacole sunt un record absolut pentru noi. Sper să ieșim cu viață din situația asta. Ieșiți cu siguranță din viață, că sunteți căliți, v-ați călit în piață. Spuneați că sunt doar 9 oameni la tehnic, ca să zic așa. Absolut. Cum e să organizezi un spectacol într-o piață publică? E mai greu decât în interiorul operei? Da, este mult mai greu pentru că, în primul rând, nu depinde de noi. Noi mergem și prezentăm din punct de vedere artistic ceea ce lucrăm în sala noastră. Avem absolut tot programul pregătit, dar acolo intervin elementele adiacente, cum ar fi și cel mai important lucru este sonorizarea. Da. Sonorizarea este Trebuie sunetul factorul. acolo. E la fel ca într-o sală special creată. Sunetul, oricât am încercat noi să-l facem apropiat de ceea ce se întâmplă într-o sală, nu poate fi în acest mod. Pentru că sunt diferiți factori externi care împiedică să aibă aceeași calitate. În primul rând, noi, în sala de operă, niciodată doar la spectacolele de o anumită factură, cântăm cu lavaliere sau cu microfon. În rest, la noi totul se desfășoară cu vocea proprie, la rece, ca să spunem așa, a capela, adică nu neapărat a capela, că avem acompaniamentul orchestrei, dar fără niciun fel de ajutor în cadrul spectacolelor de operă. Ca atare, pentru noi nu este un impediment în sală. În momentul în care mergem însă afară, și poziționarea depinde de dimensiunile scenei, sunt foarte, foarte mulți factori care împiedică de multe ori, dar în același timp am întâlnit echipe de profesioniști și au făcut absolut tot ce au ținut de ei pentru a reuși să ne apropiem de sunetul pe care noi îl avem în interior. Da, e mai dificil, dar nu e imposibil de realizat. Corect. Spuneați despre sunetul muzicii că a fost prea puțin și că veți mai organiza încă 2 spectacole. Când vor fi acestea? În cadrul festivalului nostru, festivalul debutează în luna noiembrie. Evident, mai avem și până acolo foarte, foarte multe evenimente. În fiecare săptămână vor fi evenimente atât de operă, de operetă, de balet, spectacole pentru copii, pentru că nu știu dacă ați văzut, dar inclusiv în Piața Sfatului ne adresăm copiilor, pentru că este forma noastră de a crește viitoarele generații de spectatori. În plan aceste lucruri, în permanență atragerea tinerilor. Și întorcându-mă la Sunetul Muzicii, da, este al doilea spectacol, dacă cred că am și lângă mine aici, da, 9 și 10 noiembrie vor fi cele două spectacole pe care le vom face, evident, cu
forțe proprii și vom avea, ca de obicei, o colaborare frumoasă când e vorba de copii și de cor de copii cu corul Unison, cu care, repet, acum au devenit aproape parte integrantă din familia operei din Brașov. Am înțeles, sunt aproape de casă, îi spuneam. Bravo! Să sperăm că va fi și cu casa închisă, nu? Eu vă spun, am curaj să spun de acum că absolut toate evenimentele noastre pe care le vom face până la finalul anului vor fi cu casa închisă și am să vă spun și de ce astăzi s-au pus în vânzare biletele pentru luna octombrie și țin să vă spun că în 3 ore s-au vândut peste 90% din bilete. În 3 ore. Ca Foarte care, da, vorbesc argumentat. Chiar înainte să intru cu dumneavoastră, am mers la colegele mele de la PR și le-am întrebat cum stăm. Tosca deja este sold out. Spectacolul de Tosca este deja sold out și mai sunt câteva bilete la celelalte spectacole. În acest moment, pentru luna septembrie, de exemplu, mai avem doar câteva bilete la repetiția generală cu public de vineri dimineață. Spectacolele toate sunt fără bilete, iar repetiția generală, am hotărât să facem o repetiție generală la Il Barbiere di Sevilla și mai sunt câteva bilete acum. Dimineața la ora 11 vine. Gândiți-vă că pentru noi artiștii, este destul de complicat pentru că efectiv cântăm trei spectacole consecutiv în 3 zile. Pentru că repetiția cu orchestra pe care noi o aveam joia s-a transformat într-o repetiție generală fără public pentru a putea face cea de vineri dimineață cu public. Este mai complicat, este un picuț mai mult, dar este singura formă în care reușim să venim în întâmpinarea cererii pe care publicul o are față de opera din Brașov. Felicitări! Au început să vină tineri și, și copii, adolescenți și tineri la dumneavoastră la spectacole, înțeleg. Absolut. S-a creat un fenomen foarte frumos în acest moment și am să vă dau așa câteva lucruri din casă. În primul rând, media de vârstă a scăzut fantastic. Mă uitam și sâmbătă și duminică. Sunt foarte, foarte mulți tineri pe care îi văd. Sunt foarte mulți tineri care nu întâmplător vin. Repet, spectacolele de copii pe care le-am avut au avut pentru efectul scontat, dar nu numai atât. Avem parteneriate atât cu liceul de muzică, cât și cu facultatea de muzică. Facem spectacole pentru copii, avem recital pentru aceștia, atât din punct de vedere vocal, cât și din punct de vedere instrumental, în foaierul operei noastre. Sunt planuri pe care le avem vis-a-vis de un studio de operă pe care să-l facem împreună cu Facultatea de Muzică, cu Universitatea Transilvania. Sunt foarte multe planuri pe care le facem în ideea de a ne adresa tinerilor. Pentru că, până la urmă, asta este menirea noastră, să creștem generații. Noi suntem cei care trebuie să facem acest lucru, să avem deschiderea către tineri și, evident, în momentul în care noi avem deschiderea, ei vin către noi. Toți studenții au acces gratuit la repetițiile. Acum nu mai putem să le facem la repetiție generale cum erau înainte, la cu zi înainte de repetițiile generale, pentru că și repetiția generală se vinde în momentul de față, dar au acces, vin. Și vorbesc de un alt fenomen, este o afluență fantastică de tineri care vin și își doresc să cânte în corul operei și nu numai, într-o formă de voluntariat. Este un lucru extraordinar pe care am reușit să-l facem, să-i determinăm să vină alături de noi chiar pentru o perioadă de timp și fără a fi remunerați. Este fantastic. Mie mi se pare cred că este idealul în momentul de față al imaginii pe care opera din Brașov o are. Deci, înțeleg că aveți tineri care cântă voluntar în corul operei. Absolut. 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 Și nu numai în corul operei. Avem și în orchestră. În orchestra operei sunt tineri care vin și își doresc. Și le-am spus, uite, îmi pare rău, avem niște probleme cu bugetul în momentul de față, unora care am reușit o perioadă să le oferim o posibilitate de colaborare și am spus, îmi pare rău, în momentul de față lucrurile s-au strâmtorat, a intervenit o anumită ordonanță, sunt anumite lucruri pe care nu are rost să le vorbim, hai să vorbim doar lucrurile frumoase aici, acum, în acest moment, și le-am spus și am zis, nu contează, eu vreau să vin să învăț repertoriul în continuare, când se va putea să facem ceva mai mult, dar eu vreau să vin să învăț repertoriul. Un astfel de răspuns nu te face să crezi, da, uite, ce facem aici este potrivit. I-am determinat să vină alături de noi în această formă. E bine și Și eu pentru o să spun ei. cu mare bucurie. E bine și pentru ei, nu? Că exersează, se folosesc Absolut. de muzicienii Absolut. Absolut. profesioniști pentru a se perfecționa și ei. Da, evident, evident. Pot crește într-un mediu profesionist. Pot lua tangențe cu
cu anumiți colegi mai în vârstă pe care îi au alături la pupitru și de la care au de învățat, cu anumiți dirijori de la care evident au de învățat și multe, multe alte lucruri. Dar este un mix. Noi creștem generația de mâine, ei capătă experiența necesară, este fantastic, este ceea ce trebuie să se întâmple în momentul de față. Deci chiar dacă nu primesc bani, tot câștigă. Da, Da. evident. Și cred că în momentul de față toată lumea cere experiență. Nu știți cum la angajare la 20 de ani ți se cer 15 de experiență. No, mă rog, asta este. Dar încercăm să oferim cât se poate de mult șansa tinerilor, pentru că sunt tineri de valoare și aceștia, la un moment dat, dacă noi nu le oferim această posibilitate, vor spura în alte părți. Și cumva vreau să păstrăm tot ce avem mai bun și chiar să adunăm de peste tot tineri de valoare. Lucrul acesta l-am făcut în toate compartimentele și se vede foarte clar din punct de vedere al soliștilor pe care i-am adus în ultimii 3-4 ani. Bun, pe mine mă interesează dacă noi avem publicul, avem educația necesară pentru a participa la un spectacol într-o piață publică, adică aceea de bază, știm să ne punem telefonul pe silențios atunci când e un spectacol într-o piață publică, știm să nu ne ridicăm, așezăm, frecăm unii de alții pe acolo, pentru că suntem afară, nu suntem într-o sală de concert. E un picuț mai delicat în aer liber. E un pic mai delicat, mai ales că în momentul de față am întâmpinat, sau anul acesta am întâmpinat o problemă și anume n-au fost foarte multe scaune puse la dispoziție publicului. Noi doar am mers și am cântat, noi am fost, nu noi am fost cei răspunzători de organizare din punct de vedere al scaunelor și toate celelalte. Și n-au reușit să fie destul de multe și oamenii au trebuit să stea în picioare și se creează, involuntar se creează o mică vânzoleală. Dar vă spun cu toată sinceritatea, stăteam și mă uitam în momentul în care au trecut, au venit și s-au oprit, până s-a terminat spectacolul, nu au mai plecat. Iar apropo de telefoane, se întâmplă până și în sala de operă să mai sune cât un telefon, deși înaintea fiecărui spectacol anunțăm, există un anunț care spune, vă rugăm să vă închideți telefonul. Asta e, se întâmplă. Nu, nu avem ce să facem. Sperăm că în timp, sperăm și îmi doresc foarte tare ca în timp aceste lucruri să fie învățate de generații și poate cei mai tineri de astăzi, la un moment dat, când vor fi generația de mijloc a operei noastre, vor avea această trăire, o să îi spun, de a încerca să nu oprească actul artistic și ceea ce creează oamenii pe scenă. Pentru că pot să vorbesc aici din dublă postură și aceea și a interpretului de pe scenă. În momentul în care se întâmplă astfel de lucruri, chiar și pentru o fracțiune de secundă, ieși un pic din starea pe care încerci să-ți o construiești, din personajul pe care încerci să-l expui, atât din punct de vedere vocal, cât și din punct de vedere actoricesc. Așa este. Mi-a dat o veste îngrijorătoare. Haideți să ne spuneți de unde ne putem lua bilete pentru noiembrie, că am înțeles că pentru octombrie este puțin cam târziu. Să știți că Dați-ne. mai erau 10% cu bilete Deci, mai. În primul rând, de ceva ani de zile, cred că sunt 2 sau poate un pic mai mult de când noi avem biletele online. Este un lucru fantastic pentru că în procentual vorbind, undeva la 90% din bilete se vând în online în acest moment. Este o facilitate pe care publicul nostru a cerut-o de multă vreme și am reușit să o punem la dispoziție. Biletele, în primul rând, așa cum am spus, se pot achiziționa online de pe bilet.ro. Sau cei care nu reușesc să facă acest lucru, nu stau atât de bine ca cu tehnologia, nici eu nu sunt un mare fan, trebuie să recunosc. Cei care nu stau bine cu tehnologia pot veni la casa noastră de bilete, dar sau, vă spun cu toată sinceritatea, s-au întâmplat niște evenimente mai puțin plăcute pentru cei care stăteau la rând, veneau de la ora 8 dimineața, deși la 10 se deschidea casa, veneau chiar și mai devreme și în momentul în care erau 10 oameni sau 15 la rând, cumpărau primii 7-8 bilete și ulterior s-au terminat, pentru că cei din online luau absolut tot. da. Am avut cazuri în care, mi-aduc aminte foarte clar, un spectacol s-a terminat în 4 minute. S-au terminat biletele în 4 minute în online. Absolut totul. Da. Și atunci e cumva frustrant pentru cei care stau, dar nu avem posibilitatea să împărțim, pentru Nu aveți că. cum să controlați asta. Da.
În această săptămână știu că începe ora de balet, un alt proiect frumos al Operei Brașov, al treilea sezon. Absolut. Cursul oferit de Opera Brașov copiilor. Îndrumătoare este o fostă solistă de balet Absolut. a Operei Da, Brașov. Iulia. Da. Cine se poate înscrie la cursuri? Ce copii se pot înscrie? Absolut orice copii se pot înscrie, dar s-ar putea și aici să nu mai avem deja locuri. Nu sunt 100%, dar s-ar putea și aici să nu avem. Este o altă formă a noastră de a încerca să atragem tinerii alături de noi. Iulia Coșeriu este cea care se ocupă de creșterea viitorilor noștri balerini și am făcut un lucru, nu știu dacă inedit, dar un lucru fantastic care vine în favoarea tinerilor și anume, la finalul fiecărui an facem un spectacol în care ei apar pe scena operei noastre și nu numai atât. Nu numai atât. Am avut anul trecut premiera de Petrică și Lupu, unde o parte din cursanții tineri au fost în cadrul spectacolului nostru, parte componentă din spectacol. Deci încercăm să integrăm de la cele mai mici vârste în spectacolele noastre. Este forma, gândiți-vă pentru ei câtă fericire și nu numai, poate ei nu conștientizează că sunt copii de 7-8 ani care nu conștientizează acum, dar gândiți-vă la bucuria părinților care sunt în sală și își văd copiii pe scenă într-un mediu profesionist, evident. Într-un spectacol de adevăratele. Absolut, în spectacol de adevăratele. În Petrică și Lupu, pe muzica lui Prokofiev, avem spectacol și o parte din rățuștele, ca să fiu eu au fost mai elocvent, rățuștele au fost făcute de cursanții, de fetițele, de o parte din fetițele cursante ale operei din Brașov. Cum se lucrează cu rățuștele? E greu? Iulia are pedagogie fantastică și e o plăcere atât pentru ea cât și pentru copii. Asta simt, asta am văzut, chiar am urmărit de câteva ori cursurile și e o bucurie. Pentru că nu este o... Cumva, la această vârstă, lucrurile trebuie îmbinate cu joacă și cu muncă. Și ea are pedagogia necesară să poată face aceste lucruri. S-a întrerupt pe ușor. A spus că oricine se poate înscrie la aceste cursuri de balet pentru copii, chiar și cei cu două picioare stângi? Sau faceți o selecție totuși înainte? În principiu, am mers pe premisa că cei cu două picioare stângi nu se vor înscrie, dar dacă se vor înscrie, probabil că Iulia are anumite criterii de selecție. Evident că nu vrem să descurajăm pe nimeni, nu vrem. Dar în același timp nici nu avem posibilitatea să punem pe oricine în spectacole. Cumva e așa, e un mix Bine, nu ajung între în dorință. spectacole, dar la curs se pot înscrie, să înțeleg. Cred că da, dar evident avem un număr limitat și acolo, pentru că nu Ah. avem cum să facem. Cursurile se fac în cadrul operei, în sala noastră de balet și cumva am reușit să rupem două după-amiaze din repetițiile colegilor din compartimentul balet pentru a putea pune la dispoziție viitorilor balerini. Pentru că la noi, nu știu dacă, în general se vede produsul finit, cel de sâmbătă. Dar am să vă spun și acum am să vă spun programul pe care săptămânal îl are un artist al operei din Brașov în momentul în care va cânta sâmbătă. Acum, de exemplu, sunt o parte din cei care au cântat aseară, astăzi, la ora 17, vor avea repetiție, ansamblu, pentru Bărbierul din Sevilla. Miercuri, marți și miercuri vor avea la scenă două repetiții, una cu soliștii și una împreună cu corul, pentru regia spectacolului de bărbier. Joi va fi repetiție generală fără public, vineri va fi repetiție generală cu public, iar sâmbătă va fi spectacol. Cumva de luni până sâmbătă lucrurile la noi sunt într-un foc continuu. Singura zi efectiv pe care am putea să o avem liberă e duminica și săptămâna aceasta, nici măcar aceasta n-am reușit să o avem liberă, cel puțin personalul tehnic, gândiți-vă că de luni până luni, pentru că astăzi trebuie să vină să demonteze decorurile pentru spectacolul pe care decorurile de Carmen, pentru ca marți să poată monta decorurile pentru spectacolul de bărbiere. Cam așa se desfășoară lucrurile.
Și de aia spuneam, sunt doar 9 oameni și la un moment dat, nu știu dacă ați reușit să vedeți spectacolul de Carmen, actul 4 și nu numai, efectiv este o arenă, o coridă, este o arenă făcută pe scenă, la dimensiunile, bine, la scara pe care o ne permite scena, dar este până în tavana. Sunt element peste element, element peste element și se demontă o astfel de montare, gândiți-vă că trebuie făcută în regimul unui spectacol undeva într-o jumătate de oră maxim. Făcută în 9 oameni. Da, nu e ușor, dar unde trebuie după aceea Nu, puse. da, nu știu de ce nu puteți angaja, probabil sunt posturi blocate, nu știu. Vari motive. La Vari stat, motive la și, repet, așa e mai complicat. aș vrea ca această discuție să o păstrăm pe coordonatele optimismului, pentru că e posibil să intrăm și în alte discuții. Faptul că în momentul de față a apărut o ordonanță care ne oprește partea de cheltuieli și ne undeva la 1 pe 8 din media primelor luni. Sunt diferite lucruri și ai spectacole, ai festivalul, urmează festivalul unde avem nevoie pentru premieră de decoruri, de costume noi și de toate celelalte și acum stăm și facem oba, să vedem cum o să reușim să le scoatem. Dar sunt convins că o să găsim soluțiile necesare pentru a putea să ducem mai departe, că e păcat, oamenii își doresc și asta o pot spune cu toată credința, oamenii își doresc să fie în sala opere. Îmi pare rău sau, nu știu, autoritățile locale poate v-ar putea ajuta sau. Nu sunt ei, nu sunt autoritățile. În momentul de față, nu autoritățile locale nu au absolut niciun fel de. Atunci Nu au. guvernul. A mai De rămas acolo au guvernul. plecat, de acolo au plecat aceste anumite ordonanțe și probabil cred că sunt considerente foarte bine întemeiate pentru a lua aceste decizii, dar cumva pe noi ne opresc din anumite lucruri, din anumite cheltuieli pe care le preconizasem la începutul anului, pentru care primisem aprobare la începutul anului, am funcționat în funcție de acele aprobări și în momentul de față, cumva, acele au fost limitate. Da, o să vedem, o să vedem. Dar să ne întoarcem la lucrurile frumoase. Sările pline, artiștii plini de dorință de a avea spectatori și de a. Pentru că știți ce se întâmplă? Oricât am muncit noi o săptămână, muncim o săptămână, Da, în legătura secret. este cam slabă, din păcate, nu vă auzim constant, se aude cu întreruperi. Domnule Irimea, eu nu pot decât să vă doresc mult succes. Emisiunea s-a încheiat, uite, suntem mai, o secundă mai este. S-a auzit și semnalul. Îmi pare Să rău ne că n-am apucat, îmi pare rău că n-am apucat să vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a vorbi publicului, să mulțumesc publicului pentru tot ceea ce face pentru Opera din Brașov, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că îmi dați posibilitatea să le mulțumesc lor, să vă urez emisiuni frumoase și sper să ne revedem și în sala Operei. În octombrie, slabe șanse, vreo 10%, dar în noiembrie, cu siguranță. Bine, Mult succes! vă Mult succes! mulțumesc. La revedere! Thank you.